rândul că o să-mi vină? Cum poți să răspunzi? Tu, rezumat al minunilor universului, alungă o clipă ispita de a câștiga sau de a pierde. Din mâna paharnicului ceresc, o cupă de vin să iei, ca să lepezi tristețea lui lor. Două. Sau trei idioți, lumea o țin în mâinile lor. Nimic nu știu. Superior secret din ignoranță. Mergi pe drumul tău. De ei seamănă-ți în splendida lei suficiență. Îi vor numi eretici pe cei ceruți ca ei. Gloria! De-o câștigi în cetate, pierdut vei fi. În colțul tău de te ascunzi, ești un instigator. N-ar fi mai bine atunci, Ilie, te-ai fi sau chiar Sfântul Gheorghe. Să nu te legi de nimeni. Cunoscut de nimeni să nu fii. Luminează-te ziua. Cântecul cocoșului știi de ce se aude? Oglinda zorilor îți spune că o noapte din viața ta s-a dus și nimic nu ai învățat. Spiritul e în carte, e în semne. Cel din tâi e iubirea. Din oda tinereții, iubirea e primul distih. Tu, străin de-a lumii iubire, să știi un lucru. Viața e iubire.
در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا خاموش، هر یک به زبان حال با من گفتند کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش. Dincolo de creație, dincolo de ceruri, tu cauți și tăbița de ceară și calama și paradisul și infernul. I-am mărturisit asta maestrului nostru. În tine se află toate. Calama, paradisul, tăblița de ceară cu infernul. یکام یکام پرواز شدم.
که شب می‌گذرد. Să-și îndrepte ochii spre cer, adică să se întoarcă acolo de unde a venit. Centrul de Cultură George Apostu este o instituție care sper cunoscută în acest spațiu, în care am legat prietenii culturale profunde, a împlinit de curând 25 de ani de existență. Ne-am îngăduit să sărbătorim acești 25 de ani, în octombrie anul trecut, și cu acest spectacol, când de aici, din acest spațiu românesc, au fost foarte mulți prezenți. De aceea bucuria noastră a fost atât de mare. Astăzi vă rog să-mi permiteți să fac un gest pe care l-ar face oricine în această lume, atât de mică, pe care doar proștii o cred mare, să fac un gest firesc, un gest care, de fapt, să vorbească despre întâlnirea pe același drum al năzuințelor noastre, întâlnirea pe același tur pe care ne regăsim cu ceea ce înseamnă cultura noastră, inima noastră, spiritul nostru, și mai ales cu năzuințele noastre. Să fac gestul pe care l-am făcut în octombrie pentru mai mulți frați aflați aici, în sală, pentru directorul
acestui lăcaș de cultură, domnul Boris Focșa, să fac acest gest, fiind întorcându-mă poate cu gândul că în mai 1990, pe această scenă, am jucat pentru prima oară la Chișinău. Sper că nu am crezut. De la înființarea Centrului Internațional de Cultură și Arte George Apostu, credință și statornicie în asumarea și creșterea moștenirii spirituale a lui George Apostu, în slujirea valorilor intelectuale, artistice și morale românești și europene. Și acum am să-l rog pe domnul academician Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român, Mihai Eminescu, din Chișinău, să poftească pe scenă, pentru că, alături de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova și de Universitatea Tehnică a Moldovei, ne este partener în această aventură spirituală. Dragi prieteni, bună seara! Mă bucur că avem prilejul să fim împreună la un spectacol deosebit, un spectacol specific, spectacolul cărții, spectacolul lumii. E spectacolul fiecăruia de noi, a lumii noastre interioare, spectacolul fiecărui om care se gândește la destinul său individual, la destinul nostru colectiv, la destinul culturii, al logosului și, în fine, la faptul că, într-adevăr, lumea înseamnă, în primul rând, iubire. Eu mă bucur că am reușit să realizăm acest proiect împreună cu alți parteneri pe care domnul Ceo Popa i-a amintit aici și să putem acorda sprijinul teatrului din Bacău, Centrul Cultural George Apostu, ca să revină la Chișinău în această zi de sâmbătă anului Domnului 2016. Eu v-aș îndemna să fiți alături și mâine la orele 11 la sediul Casei Scriitorilor, unde va avea loc o dezbatere interesantă, rolul literaturii române în literatura universală, rolul traducerilor la promovării valorilor noastre, care face parte tot din acest proiect și unde, desigur, va avea prilejul să aflați și mai multe lucruri despre Umar Khayyam, despre felul și modul cum opera acestui mare poet al literaturii universale a fost tradusă în românește și despre felul și modul cum literatura română de alte meridiane este prezentă, ori se știe că poetul nostru național, Mihai Eminescu, a avut mari preocupări legate de literatura vedelor, upanișadelor, de literatura Orientului, atâtea preocupări de filozofia veche, vechiului Orient, la fel cum un aniversar al acestui an, despre care vom mai vorbi, vom avea prilejul să vernisăm o mare expoziție la Rond, la statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt. George Coșbuc este unul dintre marii traducători din literatura Orientului în limba română și eu mă bucur că, poate începând cu ziua de mâine, vom face o punte și către această aniversare. Felicitări, dragă prietene Geo Popa, felicitări întregii echipe, cu sigur și Teatrului Lucian Floru, care este o gazdă bună în această seară. Mulțumim tuturor partenerilor de aici, Universității Tehnice a Moldovei, Uniunii Artiștilor Plastici, Uniunii Scriitorilor din Moldova, unde ne o reîntâlnim. Doamne ajută și să aveți mulțumim. Domnul Gheorghe Iorga. Sală, apoi pe hol la o masă,
să vă dea autografe pe cărțile pe care vi le-am dăruit în această seară, urmând ca mâine să vă dorim în continuare celor care vă sunt prezenți acolo cărți, reviste și celelalte cărți care au fost traduse de Gheorghe Iorga, nu numai această ultimă extraordinară carte apărută în cultura românească, care este nominalizată la Premiul Uniunii Scriitorilor din România. Sperăm marți, atunci când are loc premiera la Teatrul Național din București, să știm că este Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Gheorghe Iorga, Omar Khayyam. Domnule academician, ați fost martorul unui eveniment cultural prezentat de Băcăoan la Chișinău. V-aș ruga pentru televiziunea literară să ne spuneți care este impresia dumneavoastră. Deci eu mă bucur că după Podul de Flori am ajuns la Podul de Vers, la Podul de Cântec și iată am ajuns și la Podul de Teatru. Este un spectacol extraordinar și deși îl cunosc pe Omar Khayyam pentru că este unul din poeții mei dragi, L-am redescoperit fiind citit, citat, trăit de Geu Popa. Hai să-l imit și eu pe Geu Popa. De trecut să nu ne pese, de viitor să nu ne fie frică. Cât de actual sună acest poem sau în genere poemele lui Omar Khayyam pentru noi cei de astăzi. Și mulțumesc Bacăului că este aproape de Chișinău. Primele relații pe care le-a avut culturale, literare și teatrele noastre și artiștii plastici n-au fost cu alte orașe din România, cu cele mari, ci cu Bacău. Deci am fost împreună și dumneavoastră știți prea bine. Primii care ați scris despre noi, despre basarabeni, ai fost chiar dumneata în ziarul din Bacău, care ai vorbit despre Basarabia, despre oamenii de cultură din Basarabia. Și aș vrea ca basarabenii, ca cei din Bacău, să se simtă, nu ca acasă la Chișinău, dar să se simtă acasă. Pentru că sunteți acasă, aici, în mezul limbii române. Vă mulțumesc și vă așteptăm și mâine la dezbaterea legată de literatura română în contextul universalității. Vă mulțumesc. Domnule Ioan Hureanu, sunteți unul din mari regizori ai Moldovei și ai Europei și ai lumii. V-aș ruga să ne spuneți o impresie la cald despre spectacolul pe care l-am urmărit la Sala Luceafărul. Ei, eu o să fiu subiectiv, pentru că dorul meu de teatru, mai ales acum când sunt pensionat, este enorm. Și am avut marea surpriză să revăd ceea ce descoperisem încă 25 de ani în urmă, când l-am văzut 26 de ani în urmă când l-am văzut pe Geu Popa venind încoace în turneu din Bacău și pe urmă am făcut un drum, tot în 90 am făcut la Bacău, așa că dumneavoastră cu acest spectacol m-ați făcut să mă simt mai tânăr cu un sfert de veac. De aceea am anumite, cum s-ar spune, amintiri frumoase și totodată, iată, privind, făcându-mi se dor de acești oameni cu care am conlucrat acum atâta mare de vreme, mi-am adus aminte de cuvintele lui Radu Beligan, cu care iarăși eram cunoscut încă de la Moscova, când lucram acolo, care a spus cuvinte atât de frumoase la adresa actorului, animatorului Geu Popa, care este un, cum să spune, o personalitate marcantă în cultura română, tocmai prin activitatea acestui centru de cultură și am avut mare plăcere să văd un spectacol cu versurile lui Omar Khayyam, care pentru noi îl cunoșteam din traducerile rusești și iată acum îl ascultăm în limba noastră, în limba română, așa că felicitări și mulțumiri din toată inima. Și traducerea este direct din persoană, deci nu e prin intermediar. E mare lucru, vă spun, este un act de cultură nemaipomenit, felicitările mele și așa cum am prevăzut atunci că Bacăul este și va rămâne un important centru de cultură în întreg spațiu românesc, se adeverește.
Vă mulțumim și dacă timpul vă permite, vă așteptăm și mâine la dezbatere legată de literatura română în contextul universalității. O să încerc. Mersi frumos. Mare drag, mulțumim. Domnule Valeriu Mateu, sunteți în calitatea dumneavoastră de director al Centrului al Institutului Cultural Român din Chișinău, co-organizator al acestui eveniment prezentat în seara aceasta la Teatrul Luceafărul din Chișinău. V-aș ruga să ne spuneți, în calitatea dumneavoastră de data aceasta de academician, de scriitor, de iubitor al culturii românești universale, o impresie la cal după acest impresionant moment. Spectacolul cărții, spectacolul lumii prezentat astăzi aici, Omar Khayyam, e un spectacol deosebit, un spectacol de poezie, un spectacol de gândire, de artă, de plastică corporală, de muzică și de rostire, și toate acestea adunate împreună au făcut un moment aparte, un moment deosebit de reflexie și de regândire a valorilor fundamentale ce ne confruntă în fiecare zi, pe fiecare în parte și pe toți împreună. Și cred că este o reușită a Teatrului din Bacău. Mă bucură faptul că Institutul Cultural Român Mihai Eminescu în Republica Moldova a sprijinit acest proiect, care mai include și o dezbatere pe marginea rolului și locului literaturii române în literatura universală. Și țin să salut prezența băcăoanelor la Chișinău. Lumea teatrală românească e mereu prezentă aici. Bacău nu trebuie să fie lipsă și iată că în această săptămână în care am avut Teatrul Luceafărul din Iași, în care au fost atâta poezie la Chișinău, a venit și Omar Khayyam, unul dintre marii poeți ai literaturii universale, să încununeze această săptămână de poezie și de teatru, Finis Corona Topus. Vă mulțumim și ne revedem mâine dimineață. Doamne ajută! Unde mă uit? În obiectiv acolo. Gheorghe Iorga, ai trăit momentul premierei la Bacău. Iată că acum evenimentul se repetă la Chișinău. Lumea a fost încântată, a fost fascinată de spectacol. Care este impresia ta de traducător privind cu ochiul spectatorului din sală? În primul rând, trebuie să mărturisesc că e prima mea descindere, să zic așa, la Chișinău, cu Omar Khayyam. Îmi pare bine că marele poet persan, cel mai mare poet, sau mai bine spus, cel mai popular din toate timpurile, a pătruns și în aceasta a doua Românie. În ceea ce privește spectacolul, el a fost excelent imaginat și realizat de directorul și de prietenul nostru, Gheorghe Geu Popa, care a știut să armonizeze aproape toate tendințele poeziei lui Omar Khayyam, ale celebrelor rubaiate, care au fost revendicate în diferite moduri, de diferite grupări, nu numai literare, ci și religioase. De asemenea, trebuie să remarcăm prestația de excepție a unui mare muzician iranian, care s-a căsătorit în România, ceea ce este foarte bine pentru cultura noastră, și anume Amir Heydar Khodoye, un muzician clădit în Iran, dar care se pare că se desăvârșește în România și nu numai prin căsătoria cu o româncă. Vreau de asemenea să remarc intuiția coregrafică, de excepția celor doi dansatori. E vorba de Bianca Bor și de Cristian Osoloș, care într-un timp foarte scurt și-au dat seama și au intuit dinamica rubaiatelor și nu în ultimul rând
sensul general al acestora. A fost, după opinia celor care au vorbit pentru televiziunea literară, un spectacol extraordinar, pentru care, în calitatea de traducător, nu pot decât să te felicit la rândul nostru. Mulțumesc și vă mulțumesc și vouă, de asemenea, reprezentanții ai televiziunii literare. Ce bună idee cu această sintagmă, televiziunea literară, era un mare dor în Bacău și în Moldova și în țară de un astfel de nume și sper că mesajele sau mesajul pe care l-ați cules aici să ajungă și la mintea și la inima telespectatorilor băcăuan. Nu numai băcăuan, pentru că e o televiziune online care circulă în toată lumea, așa că ne vor vedea românii de pretutindeni. Bine, atunci și românii de pretutindeni, pentru că așa cum am mai spus, Omar Khayyam este pentru prima dată, adică apare pentru prima dată într-o ediție integrală și cu o traducere originală, ceea ce vrea să însemne că cititorii avizați și extrem de numeroși ai lui Omar Khayyam vor citi acum un Omar Khayyam de la mama lui. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule prorector Valeriu Dorogan, Universitatea dumneavoastră s-a implicat în acest proiect adus la Chișinău de către băcăuani. V-aș ruga să ne spuneți pentru telespectatorii noștri o opinie la cald legată de spectacol, legată de impresia care v-a produs-o dumneavoastră și concetățenilor dumneavoastră. Părerea mea, un spectacol extraordinar. Un spectacol care deschide esența lucrurilor. Știți, noi, inginerii, suntem într-un fel tot filozofi. Noi încercăm să căutăm și să găsim esența lucrurilor, ca mai apoi să le creăm. De aceea, impresia mea de Omar Khayyam și de artiștii, de Geo Popa, de Centru Cultural Apostol, este extraordinară de bună. Eu vă mulțumesc mult că ați acceptat să veniți la noi și noi împreună cu partenerii noștri suntem alături de dumneavoastră. Cu mare drag vom veni ori de câte ori se va ivi prilejul și mâine vă așteptăm la dezbaterea care va avea loc la Uniunea Scriitorilor. Mulțumim! Și eu mulțumesc!